Bună seara! Haideți să picăm ceva, să picăm ceva în seara asta, niște flori. Nu am somn. Și mi-am zis hai să mai facem câte ceva, dacă se poate. Cât se mai poate. O să mai dureze puțin până mi-a aranjez aici câteva lucruri. Am găsit și un cuțit, cuțitaș, e bun și ăsta. Bun, hai să vedem noi ce ne trebuie nou aici. Păi, cred că ne-ar trebui niște apă mai întâi să zemuim puțin pânza. Eu am să pun niște apă. Ia apă, numai că s-a murdărit puțin de la niște pensule care erau pe aici, dar nu contează. Așa. Ia să mai dăm puțin, să o saturăm bine. Ok. Se vede acolo? Se vede destul de bineșor. Bun. Am pus albul cam mult acolo, nu? O să-mi șterg. Uite cum se șterg, de l-am luat din, deci, de la Vallejo, vopseluri prin, le puteți cumpăra prin mustache.ro, pe asta lucrez acum, sunt acrilice. Am să fac un violet. Ia să vedem. Da, e bun asta. Am să fac un borcan, o vază, să vedem mai întâi de toate ce o să-mi iasă. Hai să începem așa. Știm bine că avem laturile, patru laturi egale, da? Punem o linie, eu acum nu știu dacă mai e caz, dar hai să vă fac pentru dumneavoastră, da? Paginație, da? Ca să știm pe unde ne raportăm cu compoziția. Am spus că o să fac ori o vază, ori un borcan, ori o cană, ori un pahar, să vedem ce o să-mi iasă. Mi-aș dori să fac ceva din sticlă, un vas din sticlă, transparent, evident, și din straturi multe ca să vedem ce putem înțelege în seara asta din toate lucrurile astea. Ca de altfel o să-i fac marginile drepte, probabil că după aia, între timp, ia să vedem, o să mai modificăm. Știți cum se desenează? Se desenează din paranteze toate lucrurile astea, paranteză în sus, paranteză în jos. Aia e foarte simplu, nu e nimic complicat în a face niște paranteze. Îți dau puțin muzica mai încet, că mi se pare că... Așa, e mult mai bine. E mai liniște. Mai multă liniște. Bun, deci eu acum am să încerc doar să vă arăt niște lucruri relativ simple. Spun relativ pentru că... Din punctul meu de vedere, ar putea să pare simple, poate din punctul dumneavoastră, din poziția în care vă aflați, până la ora asta, ca și studiu, poate nu vă e chiar așa de simplu, dar mă rog. Am să încerc să acopăr cumva viitoarea vază sau borcan sau pahar, ce o să iasă, nu știu exact, pentru că voi lucra cumva... din imaginație, imaginarul voi folosi, dar trebuie să știm niște lucruri. Dacă avem această paranteză, o vedeți, curbura de aici se va regăsi în mare parte și curbura de sus și forma de aici, da? Am mai spus. În cazul meu o să fie o privire, o să încerc să fac o privire de ansamblu de sus în jos, ceea ce înseamnă că va veni mai mare curbura aici, și mai mare și aici. Înseamnă că va veni mai mare, da? Deci va fi privită de sus în jos. Înseamnă că se va vedea și fundul vasului de sticlă. Da? Va fi o curbă așa, o curbă așa, da? O paranteză în sus și una în jos.
Nu e nevoie să ne chinuim acum să facem o construcție extraordinară, că el va suporta modificări între timp. Mi-aș dori să lucrez în seara asta pe niște culori deschise. V-am spus că lucrăm în seara asta acrilic, da? Sunt de la Vallejo, culori foarte bune de calitate, un pigment foarte puternic. Așa, ia să iau o pensulă. Uite, asta am ales-o. Limbă de pisică, îi mai spune. Se mai spune. Am să iau niște culoare dintre asta. Hai, uite, am să o pun așa în palmă. Și o să încerc să fac niște petale, să vedem cât de tare voi reuși să fac niște petale. V-am spus, nu luați în calcul liniile astea, sunt doar pentru a pagina bine compoziția, să avem o idee cam pe unde ne putem situa cu vasul. Vasul nu trebuie să fie nici prea jos, uitați-l acolo, da, îl vedem. Dar nu e nici prea jos pentru că va veni jumătate de centimetru, va veni rama, da? Nu putem să ducem vasul chiar pe ramă, că nu se va vedea destul de bine. O să încercăm să fie cât de cât la jumătate, da? Astea deja le știm cu toții, nu e o problemă. O să încercăm să facem niște flori relativ simple, da? Vedeți cât de simplu se fac. Da, am ales limbă de pisică, pensula, pentru că e ușor de realizat. Să nu le faceți nici prea mici, dar nici prea mari pe aceste flori și să nu fie toate orientate, da, cu privirea către, cu fața către privitor a florilor, da? Deci ele vor trebui să vină și așa, da? Bun. Ați înțeles, da? Eu acum nu fac altceva decât să acopăr pe aici suprafața asta cu culoare, da? În mintea mea există într-adevăr o idee de bază a compoziției, să spunem așa, da? Uite așa, acoperim toată zona asta, frumos. Să ne mai ducem și pe aici cu câteva. Multe dintre petale se întrepătrund cu celelalte dintre vecinătatea lor a florilor, da? O să-și mai schimbă cromatica unele dintre ele, da? Nu vor veni doar atât. Da? Uite, mai facem și câteva răslețe pe aici, să nu concentrăm doar totul într-un cerc, da? Suprafața să nu fie nici prea mare, suprafața acoperită de compoziție, să nu vină florile chiar până în margine. Sunt anumite situații în care pot veni florile și până în marginea tabloului, dar nu e cazul nostru pentru că noi construim de la zero cumva, obiectivul nostru pleacă de la zero și nu e cazul nostru. În cazul de față ne folosim imaginarul. Și punem culoare, da? Efectiv, punem, nu trebuie să ne gândim exact să punem, vai, aici să punem o petală, hai să vedem unde o punem pe a doua. Nu, lăsăm imaginarul să funcționeze și vedem ce o să iasă, da? Poate dacă nu ne convine tipul ăsta de flori, putem schimba. Dacă nu ne convine tipul ăsta de vază, îl putem modifica, da? Deci totul este în permanentă modificare. De la început până la sfârșit noi modificăm. Asta face un artist. Modifică pentru că arta asta înseamnă să modifici permanent, să fii într-o permanentă actul de creație asta înseamnă, da? Nu încercăm să copiem ceva anume, să ne ghidăm, putem să ne ghidăm, aia e altă treabă, un ghidaj trebuie să existe, adică să ne orientăm după ceva pentru a avea o idee de bază, da? Ideea de bază trebuie să existe. Dacă ea se materializează în general la, vorbim acum despre actul creativ al unui pictor, după un model văzut sau putem spune și despre unul imaginar, da? Ok. Bun, deci ați văzut acum acolo culoare, da? Eu am acum o pensulă mai mare puțin, o să vă arăt imediat, e vorba de asta, o să o umezesc. Toate pensulele trebuie umezite, dar emulsate înainte, da? Deci nu putem lucra cu o pensulă uscată pentru că ne-ar intra aici pigmentul direct și s-ar usca pigmentul sau ar intra prea mult și s-ar desface pensula. Și în cazul ăsta cumva am pierde un timp, s-ar pierde acea pensula. Bun, eu am să încerc niște puțin îndrăzneț, am să fiu mai îndrăzneț în seara asta, în culoare, pentru ca percepția să fie foarte clară și motivată asupra compoziției. Nu vreau să fie o compoziție mult prea chinuită. Da? O să lăsăm imaginarul să funcționeze. O să vedeți că între timp, în decursul a oră de lucru,
compoziția va suporta permanent modificări, adică lucrarea va suporta tot timpul schimbare cromatică, schimbare poate și puțin tehnic, sigur că da, voi schimba poate și puțin tehnic, adică voi umbla și cu cuțitul din când în când, da? Voi avea aici, am două, trei cuțite la îndemână, da? Le voi folosi, se poate lucra în acrilic și în cuțit, da? Putem folosi acrilic în cuțit, sigur că da. Acum depinde de fiecare cum este obișnuit să facă astfel de lucruri și dacă poate. În ce măsură puteți, nu aveți de unde să știți decât doar dacă încercați. Deci încercați și veți vedea dacă puteți sau nu puteți să faceți acest lucru. În primă fază trebuie să știți că dacă nu acoperiți cât mai mare suprafață din pânză, nu veți reuși să înțelegeți mare lucru. Deci, prima dată acoperim, efectiv acoperim pânza cu culoare. Ca mai apoi să vedem cât de mult va rămâne din această culoare, rămâne pe viitor să vedem, da? Cam deodată acoperim. Și acoperim. Bine ar fi ca culorile care se regăsesc pe fundal să se regăsească cumva și pe masă, pe zona mesei, da? Dar putem modifica și aici. Uite, eu, de exemplu, am să încerc să pun un alb și după aia am să aduc puțin ocru la bază, da? Să vedem. Putem modifica acum vasul, vedeți? Ia uitați. Se poate modifica, da? Îl putem modifica frumos. Avem posibilitatea de a modifica asta, vreau să vă arăt, da? De-aia am spus că nu vă chinuiți extraordinar de tare de mult dacă vom încerca să pictați în tehnica în care eu vă arăt. O să vedeți că nu e nevoie să vă chinuiți să faceți o structură extraordinar la bază, ca mai apoi să vă țineți după acea structură la bază. Nu. Eu vă învăț așa, în timp ce actul creativ apare, pentru că actul creativ el nu vine decât doar dacă umpleți lucrarea cu vopsea, cu pânza este umplută efectiv cu culoare și puneți permanent, o să vedeți că vă vine și actul creativ, da? Deci cum vorba românului, dacă nu mâncăm, nu gustăm, nu știm ce gust are mâncarea sau cum e, gustul vine mâncând. Așa este și aici. Bun, deci eu acum acopăr. Dacă ați văzut bine, eu acum lucrez doar cu acele culori deschise, culori complementare, culori care adică nu am culori deschise, nu am culori închise care să intru într-un contrast puternic. Da, dacă vreți să distribuiți, mi-ar face plăcere să distribuiți, dacă doriți. Bun, hai să vedem ce mai avem aici. Am să încerc să iau o pensulă, ia să caut o pensulă, eu le-am lăsat aici, l-am uiat, sper să se moare. Mai am și o cârpă la îndemână, din când în când mai șterg și cu cârpa. Așa, imediat o să vă arăt. O să avem nevoie de puțin verde, în cazul de față o să folosesc un verde de chinam. Așa, hai să vedem cum putem vadă aici cu ceva. Așa. Pun aici. Și puțin albastru și verde. Eu îi amestec tot aici în palmă, că îmi plac mie în palmă lucrurile să le amestec bine aici. Da. Iată că de asta dată verdele nu mai este o culoare complementară cu albastru și rozul și violetul și albul, dar în același timp putem păstra acum un echilibru cromatic, adică explozia de culoare în cazul ăsta, când punem o culoare închisă, vedem foarte tare cât de deschise sunt culorile celelalte în comparație cu această culoare deschisă. Deci cum se spune, alb, lumină fără întuneric nu există, știți? La fel este și aici. Deci nu avem de unde ști cât de tare sunt culorile noastre deschise dacă nu umblăm și la contraste. Contrastele astea o să vedeți că vor fi un joc permanent pe toată perioada execuției, adică nu e doar o perioadă în care lucrăm în contraste și apoi ne oprim și după aia lucrăm. Nu, tot timpul va fi o jonglare așa între culori, între contraste. S-a uscat negru ăsta aici. Asta așa. Mai pune puțin negru. Asta e negru. Nu, ăsta e violetul.
Asta e. Asta. Bun. Așa, ia să vedem noi ce avem aici. Acum am pus puțin negru și puțin verde și o să încercăm puțin să băgăm și culoare de contrast. Chiar dacă se amestecă acum între ele cu fundalul, e foarte bine că se amestecă și cu culoarea din fundal. Obținem niște efecte și mai frumoase, dacă putem spune așa. Galben. Am spus că borcanul este transparent. Vom face numai niște efecte de codițe, fiind foarte multe flori. E clar că vor avea multe codițe, dar în același timp trebuie să nu exagerăm, da? Avem tendința de a exagera, să punem foarte multe codițe, da? Și nu e bine, niciun exces nu este bine în ceea ce facem. Trebuie puțină concentrație aici la tehnic, la partea asta, cu cât de multe codițe pot avea. Lăsăm puțin să se usuce, de asta le și fac acum pe aceste codițe. Așa, le lăsăm puțin să se usuce. Între timp mai gândim unde ar mai putea să vină și alte codițe. Și pe aici. Și pe acolo mai putem pune și o frunzuliță, două frunzulițe care se vor putea amesteca foarte ușor cu fundalul în prima fază, după care v-am spus, fundalul poate fi mereu schimbat și modificat, da? Asta e clar. Așa, nu trebuie să exagerăm nici cu verdele, cu aceste culori, da? De culori închise, dar nici nu trebuie să fie prea. O să căutăm un echilibru între toate. Bun, hai să vedem acum ce putem face. Să descoperim ce flori putem pita acolo, da? Să mai iau puțin violet. Așa. Și o să încerc să construiesc niște flori. Ok. Deci violetul pun aici, avem la bază culoarea care am pus-o, ați văzut înainte, da? Și din când în când mai lăsăm să se întrevadă din vechea culoare, după aia iarăși o să mai punem rozul ăla, da? După aia o să venim cu niște culori deschise la culoare, un alb cu puțin violet, da? O să facem centru la în mijlocul floricelor, vom face niște punctulețe, da? Care să spună că e vorba de niște zambiluțe sau ce știu eu că ar fi astea. Habar n-am. Uite așa. Am spus, nu, eu când pictez flori, nici măcar nu știu până la final ce fel de floare poate fi, adică pot modifica și florile, tipul de floare, poate să fie altceva, pot să plec de la boboci, de crini și pot să ajung la trandafiri, după aia pot să ajung de la zambiluțe la liliac și tot așa, adică nu am o preferință. Anume să spun, doar dacă nu e o comandă în mod special și atunci trebuie să fac așa cum își dorește clientul.
Aici mi-aș dori să fie mai sus niște culori mai deschise. Deja începem să umblăm la efectul de rază de soare pe ele, adică cum ar bate cumva lumina soarelui pe ele, știți? De la soare și creăm niște efecte deja pe petale, știți? Astea sunt... Da? După o să facem un contur, mai facem câte una răzleață pe aici, da? Câte o floricică. Echilibrăm cumva în același timp și compoziția, da? Să nu pară prea centrat totul pe mijloc și atunci mai putem pune răsfirat așa câte o petală, câte o frunză, că iese din când în când din buchet. Bun, vom aștepta puțin să se usuce, dacă să nu așteptăm, vom căuta să punem acum punctul ăla de care vă spuneam eu pe mijloc, da? Niște puncte și cred că am să pun chiar niște negru, în cazul de față să umplu la contraste puternice, după care văd eu cum îl mai fac, ori îl mai deschid, ori îl mai închid. Ia să vedem. E puțin albastru cu negru. Doresc chiar să fie un negru-negru. Și cum nu toate sunt orientate către privitor, atunci centrul florilor nu e reprezentativ chiar în față la toate, da? Și atunci se găsește unele, la unele se văd acele puncte, la altele nu. Bun, am făcut numai așa câteva ca idee. Îmi caut o pensulă, pensuliță mai cu un vârf mai subțire. Asta e o pensulă cu vârf subțire și lung. Și voi încerca să scot niște efecte acum în primă fază, să-mi pot cumva antrena ideea de lucru, ideea ce va consta cumva felul de execuție a lucrării astea. Da? Și voi face cumva niște contururi cumva care să deducă mai bine și în același timp este ca și un fel de tehnică de execuție, un fel de stil de a picta, să spunem, în felul ăsta. Da? Uite așa, din când în când. Apoi mai putem face și, știți, treburile alea cu... De aici, din când în când, mai putem contura anumite codițe, da? Și după aia vom putea contura și volumul vasului. Da? În cazul meu am spus că e vorba de un borcan, dar dacă nu poate fi, poate fi vorba și de o vază mai mică, nu are nicio importanță. În același timp, după cum bine vedeți, eu îl și corectez să fie echilibrat, adică vasul să aibă o formă bună, să nu fie într-o parte, da? Ia uite așa, frumos, pac! Vedeți cât de frumos apare? Deja începe lucrurile să apară bine și îmi plac foarte tare. Am să conturez acum totuși, am să mai lucrez puțin asupra unor flori și am să fac între petale niște efecte. Da? Cum ar fi niște liniuțe pe aici, da? După care am să mai intru iarăși și am să mai fac niște frunze. Apoi o să mă întorc înapoi pe vas și voi construi vasul. Efectiv, voi da transparența vasului. O să mai facem și câte o codiță pe aici, din când în când, ceva de genul ăsta, așa. O să iau mai mult verde, ia să vedem. Cu pensula asta și o să încerc să fac niște codițe, da? Adică niște idei de codițe, că nu ar trebui să înceapă de undeva și să se finalizeze acele codițe, cum de altfel nici florile nu aș vrea să fie foarte clar evidențiate, să fie anume ceva, să aibă o anumită... Da? Bun, hai să ne întoarcem înapoi pe fundal. De ce ne întoarcem înapoi pe fundal? Că am putea spune că fundalul poate rămâne și așa, dar v-am mai spus și vă învăț de fiecare dată că fundalul este determinant în cromatica și compoziția lucrării. Și atunci eu o să mă duc înapoi pe fundal și voi încerca cu puțin alb, cu puțin albastru, permanentă mișcare. Va fi o permanentă mișcare, un perpetu mișcare a artistului, de care eu vă spun și... Dacă țineți cont de ce vă spun eu, o să ajungeți să pictați bine. Am să încep cumva dintr-o parte pentru a obține și lumină, dar în același timp aș vrea să obțin și un con, un con de umbră, dar unul relativ, nu unul forțat. Nu aș vrea un con de umbră forțat, adică să se regăsească o umbră
puternică pe lucrare. Îmi doresc ca această lucrare să fie o lucrare foarte deschisă la culoare, culori care să... Uitați, vedeți? Putem intra frumos printre ele, da? Și conturăm acum, petalele se pot contura, da? Chiar dacă se mai mutărește puțin din... de înfundal cu petala, dar nu e nicio nenorocire, asta chiar foarte bine, de bine tehnic, da? Va fi o lucrare frumoasă, așa, sigur că da. Uite așa, vedeți? Eu aveam albastru și acum am pus alb și o să spuneți, dar de ce a pus alb când era bine și cu albastru, dar de ce pune când era bine și într-un fel sau altul, dar doar așa putem înțelege că se poate învăța, da? Așa se poate învăța prin a schimba permanent lucrurile și nu rămân lucrurile doar așa din dragul de a face din prima. Eu, personal, aș putea să execut din prima o floare de la început până la sfârșit, fără a o mai modifica. Sincer, pot face lucrul ăsta. Dar vreau să mai învăț și eu și atunci îmi plac lucrurile mai complicate. Și asta e clar că se poate vedea în lucrările mele. N-ați văzut, de la Rembrandt, portrete, copii, fetițe, bătrâni, orice aș picta, nu le pictez pentru a fi doar pictate și atât. Încerc să pun și ceva acolo din sufletul meu să se regleze. Chiar dacă e vorba poate de o lucrare făcută de altcineva și atunci tu poți să vii cu interpretarea peste ceea ce a făcut acel pictor și îi dai o notă aparte a lucrării prin... o personalizez prin felul tău. Eu pun treptat culori, după care le modific, vedeți, da? Permanent modific, în același timp cu schimbarea albastrului. Am și o altă, în schimbarea fundalului, am și o altă percepție asupra lucrării acum. Da, vedeți că am pus albul ăsta, nu va rămâne nici albul ăsta într-un final, o să vedeți de ce și o să vă convingeți. Eu acum pun albul ăsta, după care peste albul ăsta va veni o altă culoare și marginile florilor sau marginile lucrării va rămâne cu acest alb și aici cu alea o transparență din albul ăsta va vibra fundalul și compoziția va fi o compoziție vibrată toată de la început până la sfârșit. Da, eu zic să distribuiți acest clip în direct pentru a vedea și alți doritori participanți. Nici nu știu că intru în direct la ora asta, mulți oameni n-au de unde să știe. Dacă intrați și faceți, distribuiți acum în direct, vor afla și ei și vă vor mulțumi în felul ăsta, indirect, evident. Bun, vedeți, eu acum am deschis. Se regăsește albastru acel, albastru pe dedesubt, vibrat de albul ăsta, cumva ele se interpun pe lucrare. Lăsăm puțin să odihnească lucrarea. În același timp o mai voi da și eu puțin din când în când în spatele pânzei și voi încerca cumva să apreciez de asta dată cum pot să aduc modificări la vas, la flori și încă o dată poate la fundal cu siguranță. Așa, ia să vedem pentru vas. Pentru vas voi lucra cu o pensulă dreaptă, îmi trebuie o pensulă dreaptă, adică ceva de genul ăsta, da? Și voi încerca să văd dacă pot lucra la vas, să-i dau transparența vasului de asta dată. S-a uscat, e ok, voi face cu puțin alb aici, da? După care voi intensifica albul de aici, dau un volum la acest vas, apoi pe partea de jos iarăși voi contura puțin, iată că se amestecă cu verdele, asta înseamnă că încă nu s-a uscat destul de bine, dar voi încerca cumva să forțez nota, chiar dacă știu că nu s-a uscat bine. Am să iau puțin violet și am să mai pun cu o altă pensulă pentru a contura pe aici, după care cu asta voi încerca să sfumez, să le omogenizez între ele, într-un fel. Așa. O să vedeți că florile au deja o cromatică foarte apropiată cu vasul, da?
Nu e nicio problemă, vasul va suporta modificări cromatice, atât cu vasul cât și florile. Deci nu e absolut nicio problemă. Am să mai pun puțin albastru în cazul ăsta pe vas. Să-l modificăm, da? Și voi pune albastru. Reflexele violetului sunt de la flori. Pot fi interpretate și așa, sigur că da. Ideea poate fi interpretată și așa. Și atunci nu e nicio problemă. Da? Ok. Ce îmi place mie, îmi place să punctez acum zonele intense, intensific cumva cromatic acum iară și voi lua negru direct de asta dată și voi face o intensificare acum mai puternic așa pe zona asta de aici. E ceva care îmi place mie să fac de obicei partea asta de aici de jos. Se regăsesc mai tot timpul în la flori. În timp ce pictez flori, tot fac partea asta de aici, o fac mai închisă tot timpul. Și e ușor sesizabil acest aspect ca fiind lucrarea făcută de mine. Ok. Bun. Hai să mai închidem puțin zona asta de aici și vedem cam cum s-ar vede. Ops. Da? O curs aici puțin, dar nu contează, că îl mai putem împrăștia și noi. Oh, deja avem 114 oameni. Foarte frumos! Bravo! Felicitări că ați reușit să distribuiți. Vă mulțumesc și eu. Vedeți că se poate să fim așa o echipă. Așa. Bun. Și acum, imediat o să vă arăt figură de stil. Luăm puțină apă, așa, și facem aceste codițe să nu mai fie atât de tare transparente, să nu mai fie așa de tare vizibile. Aici voi mai puncta cu alb în continuare. Trebuie să fiu foarte atent aici, pentru că de aici încolo vor apare și efectele. Să nu faceți apa în borcan, în vas, cu o dungă și cu albastru, cu treburi de genul ăsta, că nu e așa. În realitate știți bine că apa într-un vas nici nu se vede. A, așa. Nu e cazul să vă grăbiți într-o situație de genul ăsta, pentru că e bine să stați să vă recreați în timp ce e o recreere pictura pentru noi. Ia să mai încercăm puțin să mai facem niște efecte pe aici de culori mai deschise, să vedem ce se poate întâmpla. Dacă putem să conturăm puțin, dacă ne se permite a spune așa. Dacă nu, ne întoarcem înapoi și echilibrăm din când în când compoziția. Să nu exagerăm nici cu petalele astea prea vizibile, ca după aia dăm în alt lucru. Hai să încercăm să modificăm puțin și să mai aducem câteva frunze pe aici, da? Și o să fie un galben cu verde. Oho, suntem deja la 120-130, da. Vremuri bune astea erau când aveam atâtea distribuiri. Bun.
Hai să vedem acum de unde venim cu umbra și încotro lăsăm lumina, da? Bun, hai să spunem că mi-ar fi plăcut și îmi place să fac de aici o umbră, da? Hai să vedem că acum aș aduce o umbră acolo. O să-mi iau o pensulă puțin mai mare, să am un sport, să spunem așa. Voi încerca să aduc și cu puțin negru și puțin albastru, dar cumva să mă deplasez de la nuanța vasului, să nu fie la fel ca vasul, da, umbra de aici, să fie cumva diferită. Vedeți că nu am folosit ocru încă, cu toate că am spus că o să folosesc ocru, acel ocru. Nu e târziu, pentru că lucrarea nu e gata și atunci posibil să folosesc și ocru în compoziție. Am pus aici cam mult alb și îmi scoate prea tare în evidenție deja forma vasului, ceea ce nu prea mă pune pe mine într-o poziție prea bună și voi scoate de acolo acele lumini. O să fim de aici cu umbră. Și acum umbra asta, o să vedeți ce o să se întâmple cu ea, că o să punem puțin alb, da? Și o să o diluăm treptat către puțin în sus și în același timp către marginile tabloului. Dar în același timp să fie și pensulația, să se înțeleagă că ar fi vorba de o pensulație și că nu-i dată lucrarea făcută la viteză doar de dragul de a fi făcută pentru ceva anume, pentru un scop anume. Un privitor avizat înțelege lucrurile astea când e vorba de o lucrare doar de dragul de a fi făcută pentru bani și atunci când e făcută din pasiune și suflet, știți? Adică un iubitor de artă, lucrurile astea le-ar putea citi. Și dacă tânjiți să ajungeți să pictați pentru iubitorii de artă, atunci trebuie să luați în considerație și aspectul ăsta, de care vă spun eu că e bine. Bun, eu am făcut o umbră în partea asta, vedeți? Deja o să încerc acum să câștigăm volum pe vas. Adică ea o să vină cumva în prim plan vasul, da? O să mai pun aici puțin negru. Ia să mai iau și puțin albastru, negru, vedem, o culoare pe acolo să nu fie chiar tocmai... V-am spus că vasul tot timpul va suporta din modificări și nu numai vasul, toată lucrarea ea în sine va... Așa. Ok, odată acolo. O să dispară fundul vasului ăstuia, deci nu-mi place a făcut acolo chestia aia, nu e tocmai ok. Da, o să scot din fundul vasului treaba asta de acolo și o să se vadă doar transparența vasului. În schimb, am să mai adaug puțină umbră aici pentru a forma o adâncitură mai puternică și vasul să vină cumva într-un plan mai apropiat privitorului. O să spăl puțin pensula și o să înstompez cumva culorile în culorile deja existente, încercând să mă mișc relativ repede să le omogenizez între ele ca la ulei, dacă s-ar putea spune așa. Uite, a mers. Deci a mers și treaba asta. A funcționat. 136. E foarte tare, fraților. Aveți bunătate. Așa. Ok. Hai să vedem acum cu acel cuțit. V-am spus, v-am pomenit de cuțit și trebuie să vă arăt și ce înseamnă cuțitul. Pentru mine cuțitul înseamnă să pun aici culoarea și să-mi iau doar pe marginea asta, pe marginea asta, da? Pe marginea asta, culoare mai multă, da? Și atunci va trebui să o știu a folosi. Și o folosesc așa, da? Deci iau așa, da? Așa. Și fac așa, da? Ea mai rămâne acolo încă, dar o iau frumos, o pun din nou, da? Ca la zugrăveală, da? Pentru cine a văzut un zugrav. Da? În felul ăsta eu o să obțin niște efecte pentru privitorii avizați, care o să denote că lucrarea a avut componente tehnice îndrăznețe, să spunem așa, și va fi apreciată de un critic de artă și de un admirator. De fapt, criticul de artă nici nu mă interesează dacă apreciază sau nu
lucrarea mea, pentru că criticul de artă, din punctul meu de vedere, este pictorul ieșuat. Îmi pare rău dacă un pictor de artă este pe acolo, dar nu cred că e. Așa că o spun cu cea mai mare satisfacție. Acum lucrăm la chițibușul de genul ăsta, care să nu pară lucrarea făcută prea fin și să aibă în același timp și aspecte tehnice care să pună în dificultate un om care vrea să falsifice o astfel de lucrare, pentru că pe mine mă interesează foarte tare să nu mai fiu falsificat și eu, la rândul meu. M-am bucurat la un timp, dar acum nu mă mai bucur că nu mai am eu clienți datorită celor care mă falsifică, așa că mi-au furat clienții. Dacă la început nu-mi păsa, acum îmi pasă. Ok, ia uitați, vedeți? Luăm cu vârful ăsta și îl aducem aici frumos, pac. Ia uitați, a, spectaculos de frumos, chiar. Chiar o lucrare reușită. De altfel cam 139-140 de oameni. Extraordinar. Putem face și pe fundal cu astfel de cuțit. Ia uitați frumos pe aici. Da? Să nu dăm prea mult cu cuțitul sau cu pensula într-o singură direcție. Nu este recomandat să folosim o singură direcție în timp ce pictăm, da? Cu cuțitul sau pensula sau orice alte ostensile de pictat, da? Putem da în toate direcții pentru a vibra cumva și a obține efectele dorite din multe mișcări ale... Bun, am zis, hai să scot de acolo și hai să mă ocup de vas în continuare, pentru că vasul acum a suportat o mică modificare de aspect. Ce înseamnă asta? Pentru că acum am făcut acea umbră, va trebui zona asta să fie mai deschisă, mult mai luminoase florile din zona asta, iar fundul vasului nu se va mai vedea. Asta înseamnă că voi veni cumva cu luminele încoace în jos. Hai să scăp de violet, am spus că scăp de violet și am pus tot violet. Din inerție am pus tot violet. Ia să scăpăm de violet și după aia o să facem din nou codițele vizibile mai mult, pentru că au dispărut, nu mai sunt atât de tare vizibile. Așa, ia să vedem. E perfect. Să nu pară... Vedeți? Eu am făcut aici un negru și aici un negru. Știți ce ar trebui, da? Aici puțin, puțin deschis, da? Puțin o margine deschisă a fundalului și apoi o să o pierdem puțin. Nu ne apropiem prea mult de zona asta, da? Numai atât cât să se contureze ideea de vas, da? Bun. Acum, pentru că am prea mult violet, o să încerc puțin și albul este prea spectaculos, mult, mult prea mult alb. Nu voi face valurile Dunării cu siguranță, voi vibra cumva în tot felul de, iarăși, de mișcări ale pensule, da? În care se denote că reflexia florilor pe o suprafață netedă și lucioasă ar reflecta puțin din nuanțele culorii la bază, cum în cazul nostru e vorba de aceste flori. Cred că poate fi petunia sau ce știu eu. Așa. A spus că voi mai deschide puțin zona florilor de aici, zona asta de aici, și voi încerca cumva să mai modificăm. Mi se permite. Aia de acolo, în schimb, nu o schimb la culoare, o lăsăm așa, după care o să conturăm, o să facem un contur ale florilor, pentru că dă bine, o să dea bine. Hai să băgăm puțin, totuși, culoare de genul ăsta, da? Un roz așa, să vedem cam cum s-ar vedea vibrat cu gol, dar în schimb voi lăsa albul pe margine. Mai țineți minte la început, v-am spus că eu voi lăsa un alb la baza
florilor și la baza lucrării voi lăsa un contur de alb foarte difuz, așa, da? Deci nu va fi un alb-alb, da? Să încercăm așa. Nu folosesc decât foarte puțină culoare, având în vedere că deja sunt spre finalul lucrării, da? Voi folosi puțină culoare, nu voi mai folosi multă, dar în schimb voi lăsa marginea aia, da? De alb. Și am acum trei rânduri de culoare. Am albastru, am albul și acum acest roz bombon, să spunem așa. Da? Așa. Ei, aici, în partea asta, se regăsește roz bombonul ăsta cu albastru ăsta de aici. Și acum voi pune puțin alb și o să le omogenizez cumva între ele, așa, să nu se simtă privitorul, să nu vadă o diferență între culoarea de acolo și culoarea de aici, să nu fie o diferență prea mare, da? Să fie o diferență ușoară. Cred că am pus prea mult violet, bombonul ăsta pe aici, o să-l mai estompesc puțin, să nu fie nici prea tare. Hai să vedem, să nu fie prea tare, că mi se pare puțin cam tare. Și ce se întâmplă, el când se deschide, se mai închide violetul ăsta și roz bombonul ăsta și dă puțin cam forțat. Și iau în considerație aspectul că peste 10 minute sau un sfert de oră vor fi cumva forțate și eu știu lucrul ăsta. Și atunci încerc din prima să-mi echilibrez compoziția să fie bine. Adică știu că după uscare rozul ăsta va veni mai puternic după uscare și albul își va pierde din tărie și atunci îl echilibrez încă de pe acum, să nu am neplăcerea pe viitor în timp ce se usucă, da? Păi aici am spus că am o explozie de alb pentru că e lumina care vine de acolo. Din când în când se mai regăsește și puțin albastru printre flori de la vechiul fundal. Revenim și conturăm vasul prin marginea, definitivăm acum vasul prin marginea cu fundalul, deci fundalul va definitiva cumva vasul. Ia să mai punem puțin albastru, o să încercăm, dar foarte, foarte puțin, să vedem dacă putem realiza un efect de oglindire a reflexiilor cromatice pe un vas, pe un suport lucios, transparent. Nu, asta nu mai e transparent, vorba de masă, da? Așa. Așa, să nu fie prea forțat, vedeți? Acum voi lua pensula aceea subțire, dacă o mai găsesc pe aici la îndemână. Ah, uite, eu am găsit-o. Așa, și voi face din nou acele efecte cu negru. Să vedem. Așa. Azi nu plecați că mai e. N-ați văzut finalul încă. Că finalul poate fi la mine, știți cum e. Când spui că e gata, mai pun o pensulă, mai... cum s-ar vedea puțin în ramă, după care mai lucrăm și în ramă puțin, iarăși vom mai lucra și în ramă, să vedem cum
se vede în ramă, dacă intră în ramă, intră și în ramă, cum să nu intre. Și în ramă ar fi ceva de genul ăsta. Și acum să mai lucrăm în ramă, să vedem în ramă, să-l echilibrăm în funcție și de ramă, știți? Pentru că un bun pictor trebuie să echilibreze lucrarea și din ramă. Pentru că rama poate influența compoziția și atunci o să pun și eu puțin. Eu v-am zis, nu plecați că nu e gata. Surpriza poate de-abia acum începe. Am să pun puțin ocru și am să încerc să vibrez fundalul cu puțin ocru. Să vedem ce s-ar putea întâmpla, pentru că, cum am spus la început, un pictor este obligat să încerce permanent să poată aduce modificări lucrări în timp ce pictează, spun că este obligat, pentru că doar așa el poate înțelege de ce e într-un fel și nu e în alt fel, iar cele două feluri, într-un fel și alt fel, îl face pe el să înțeleagă pe viitor că lucrurile pot fi din ce în ce mai bune. Doar așa putem învăța. Da? Uite, acum o să echilibrez cu rama asta, cu acest ocru. Ocru va fi foarte subtil, pentru că deja am lucrat cumva la vibrația culorilor pe trei nuanțe asupra fundalului și ăsta deja este al patrulea, cumva, dar este cel definitiv, sper să rămână cel definitiv. Ia să vedem. Ok. Să lucrăm în așa fel încât să rămână și din vechele culori, pentru că aminte degeaba am pictat cu violet, cu albastru, da? Adică să se regăsească cumva în transparența culorilor astea, trebuie să se regăsească și celelalte culori care sunt pe dedesubt, da? Asta este și frumosul tehnicii astea, da? Transparența culorilor în acrilic, în culorile acrilice, este un lucru foarte complicat, pentru că acrilicul nu se lasă ușor îmblânzit în transparență. El este opac, nu-ți dă voie să, decât dacă știi să stăpânești o tehnică și atunci cumva poți să spui că îl păcălești pe privitor, dând impresia că e o mistură între tehnica, e o mixtură între ulei și acuarel, să spunem așa, poți fi ușor păcălit, că e vorba de ori de acuarel, ori de ulei, pentru o tehnică de genul ăsta și cam asta am vrut să fac de la început, o mixtură între cele două, o mixtură cromatică, pentru că la bază avem de-a face doar cu acrilicul în situația dată. Se poate obține și în ulei o astfel de lucrare, doar că perioada de execuție este cumva întârziată de uscarea lucrărilor în timp și atunci e de preferat să lucrăm în acrilic în cazul de față. E mult mai comod și dă bine. Da. Este mult mai bine așa, deja lucrurile s-au aranjat. Ia să vedem. Acum pun puțin alb. Ca o necesitate a uscării deja pun puțin alb, pentru că deja culorile au început să se usuce aici și v-am zis că își modifică culoarea acrilicul în timp ce se usucă. Deja se cere cumva o altă culoare, ușor, ocru acela să vină, să bată puțin către alb, da? Să fie stompat. Da? Da, este o lucrare extraordinar de frumoasă. Chiar mi-a făcut plăcere în seara asta să lucrez pentru dumneavoastră, dar am lucrat și pentru mine în același timp. Trebuie să recunosc că sunt
bucuros că pot picta astfel de lucrări, îmi face deosebită plăcere, dorm și bine noaptea, pot spune, dacă pictez astfel de tablouri. E o terapie prin pictură, să știți, în modul în care știi să îți gestionezi cumva starea de bine. Uite, ăsta e. El, un tablou de genul ăsta, putea, o tehnică de genul ăsta, poți să pictezi la el mult timp. Adică nu ai putea spune că e gata, acum e gata sau... Nu, no, mai tot timpul poți să-i găsești câte ceva și să-i aduci îmbunătățiri. Sau poți să-l și strici la un moment dat, cu tendința de a... V-am spus, excesul poate duce la lucruri care, da... Deci și aici la fel se poate întâmpla să greșim și atunci mai bine trebuie să știi când să te oprești într-o astfel de situație. Eu zic că lucrarea începe să apară și chiar este o lucrare destul de frumoasă. Uite, eu mai pun puțin turcoaz, pentru că îmi place cu turcoazul, v-am spus, este culoarea care trebuie, pe care trebuie să o folosiți cât mai mulți dintre dumneavoastră. Nu e greu de stăpânit turcoazul, este o culoare care intră ușor în amestec cu multe feluri de cromatici, să le spunem așa. Uite, a ieșit chiar bine. E chiar faină lucrare. Să mai pun puțin turcoaz pe aici, să vedem ce se poate întâmpla. Și de ce? Că e lumină puternică aici și atunci aici nu se înțelege de ce ar trebui să fie atât de închis. Și atunci vin eu cu puțin culoare deschis în zona asta și voi încerca să-i stompez din... să nu mai fie atât de mult culoare închisă, da? Pentru că e lumină acolo. Și atunci vine roata așa și se înțelege de ce vreau eu să fac lucrul ăsta, da? Hai să mai deschid puțin. Perfect. Aș putea spune că e chiar bine. Așa, să iau eu puțin alb acum și să fac un efect pe aici. Fundalul este la fel de important ca și florile. Fundalul este la fel de important ca și portretul, ca și natura toată statică pe care o facem, da? Fundalul este foarte, foarte, foarte important, pentru că el este cel care determină lucrarea. Bun, hai să vedem ce mai avem de făcut. Mai avem de făcut o semnătură. Și sperăm să iasă bine și semnătura. Fie o linie completă până din capăt în altul, că nu mă interesează.
Asta e. Și cam asta este în seara asta. Asta a fost unul din cele două tablouri pe care le-am picat, dar nu e dictat chiar în seara asta, dar mă rog. Asta este unul și ăsta este al doilea. Bun. Dacă v-a plăcut, distribuiți, eu vă zic noapte bună, ați avut ce învăța în seara asta pentru cei care au vrut să învețe. Vă spun seară frumoasă și noapte bună!